Lupta pe rapidiste care nu au reușit în Giules să-și impună jocul în partida cu CSM Lugoj, derbiu, rundei a 20-a. Chiar dacă au câștigat primul set la 20, feroviarele nu au avut constanță în joc și nu au putut să o anihileze pe cea mai periculoasă jucătoare din tabăra bănățencelor, Azera Ruban, 20 de puncte reușite. Trupa din Lugoj a gestionat mai bine finalurile următoarelor 3 seturi câștigate la 23, 23 și 21 și a obținut o victorie meritată cu 3-1. Un succes care o urcă pe CSM Lugoj pe locul 3 și o trimite pe Volei Alba Blaș pe prima poziție în locul trupei al Vișinii.